Excelența sa, Dan Ben Eliezer, ambasadorul statului Israel în România, a participat ca invitat de onoare al comunității păncene la proiectul Multiculturalitate Română-Evrească. Totul s-a petrecut la Casa de Cultură din localitate, ambasadorul israelian fiind întâmpinat conform tradiției cu pâine și sare. La evenimentul organizat de Primăria Panciu și Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza au fost invitați profesorul universitar Dr. Liviu Rotman, compozitorul Iancu Zuckerman, directorul Institutului pentru Studierea Holocaustului în România Eli Wiesel Alexandru Florian, precum și Mircea Ron, președintele Comunității Evreiești din Focșani. De asemenea, au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea Ionel cel Mare, parlamentarii PSD de Vrancea Ciprian Nica, Victor Roman, Angel Tâlvăr și Cristian Dumitrescu, Petru Obodariu, directorul Direcției Județene Vrancea Arhivelor Naționale, Traian Negulescu, directorul Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național Vrancea, autorii cărților prezentate în cadrul acestei manifestări, Bogdan Constantin Dogaru și Mihai Liviu Adafini. Bogdan Constantin Dogaru și Mihai Liviu Adafini, cei care, prin pasiunea pe care o au față de cercetare, au scos din arhive documentele care au stat la baza scrierii și editării celor trei cărți lansate la eveniment, ne vorbesc despre istoria acestor locuri, despre relațiile dintre comunitățile de români și evrei din orașul Panciu. Imaginea Panciului istoric este aceea unei localități cosmopolite, spune cercetătorul Bogdan Dogaru. Alături de români au conviețuit de-a lungul timpului evrei, armeni, greci, bulgari. Cea mai numeroasă comunitate era desigur cea a evreilor care, la cum până dintre secolele 19-20, alcătuia peste jumătate din populația târgului. Avocați, doctori, farmaciști, arendași, cămătari, negustori, comercianți, meseriași, evreii din localitate au contribuit la dezvoltarea orașului Panciu, propulsându-l în modernitate. În cuvântul său, Ion Petre a ținut să evidențieze nu doar o anumită perioadă istorică în care comunitatea evreiască era foarte puternică în orașul Panciu, ci și interesul profesorilor și al elevilor pentru istoria recentă a acestei localități. În opinia sa, 1940 a fost momentul de cotitură din viața comunității evreiești din Panciu, când au fost distruse și cele trei sinagogi. Încet, încet, populația evreiască, ce reprezenta aproximativ 50% din cea a orașului, s-a împuținat, ajungând ca în prezent aceasta să fie reprezentată doar de o singură familie de evrei. Este o mândrie pentru orașul Panciu să poată organiza astăzi un astfel de proiect educativ care vorbește despre istoria acestor locuri și despre relațiile dintre comunitățile de români și de evrei în orașul nostru. De asemenea, este o mândrie că acest eveniment este organizat cu sprijinul unor specialiști care s-au născut și trăiesc în orașul nostru. Pe această cale, doresc să le mulțumesc pentru implicarea în acest proiect doamnei Luminița Iliescu, profesor de istorie la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, domnului Mihai Adafini, profesor de istorie la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, dar și cercetătorilor Bogdan Constantin Dogaru și Mihai Liviu Adafini, cei care, prin pasiunea pe care au față de cercetare, au scos din arhive documentele care stau la baza activităților noastre de astăzi. Acțiunea de astăzi, intitulată atât de frumos, Multiculturalitatea Română-Evrească, nu are doar darul de a evoca o perioadă istorică în care comunitatea evrească era foarte puternică în orașul Panciu, ci scoate în evidență și interesul profesorilor și al elevilor pentru istoria recentă a orașului și preocuparea școlii de a menține vie această filă a istoriei. După cum știți, orașul Panciu este o pasăre fenix a așezărilor urbane. În data de 10 octombrie 1940, orașul a fost distrus aproape în totalitate, iar cutremurul a șters de pe fața pământului sute de clădiri de patrimoniu. Printre acestea se numără și cele trei sinagogi ridicate de comunitatea evrească în orașul Panciu. De altfel, în 1940,
A fost momentul de cotitură în cadrul comunității evreiești, care a început să se diminueze și a ajuns ca dintr-o populație ce însuma aproximativ 50% din totalul locuitorilor orașului Panciu să trăiască astăzi printre noi doar o singură familie de evrei. Aceasta este o scurtă istorie a locurilor. Nu am pretenția să evoc acele momente, mai ales când în sală se află oameni care au studiat și au cercetat acest fenomen. Ceea ce mi se pare demn de subliniat este tocmai faptul că, deși astăzi comunitatea evrească din Panciu este foarte restrânsă, spiritul acestuia dăinuie prin acțiunile pe care școlile din oraș le organizează. În sală avem nu doar profesorii și specialiștii la care am făcut referire, ci și pe laureații pânceni ai concursului național Memoria Holocaustului, de la prima până la cea de-a cincea ediție. Tot în sală sunt elevi care au studiat tradițiile evreiești pentru a putea pregăti un program artistic special pentru acest eveniment. Cele prezentate de mine sunt și o argumentare pro domo pentru evenimentul de astăzi, care este o punte între trecut și prezent. Din trecutul comun al comunității românești și evreiești au rămas puține dovezi palpabile. În Panciu mai există doar două cimitere evreiești care vorbesc despre existența pe aceste meleaguri ale unei comunități care a contribuit la ceea ce este astăzi orașul nostru, însă, așa cum vedem cu toții, mai presus de vestigii, există respectul față de istorie și dorința evocării trecutului nostru comun. Prezenți la acest eveniment de suflet, parlamentarii PSD de Vrancea au apreciat evenimentul ca unul foarte important, care subliniază odată în plus statutul nostru european, locul României în marea familie europeană. Este o formă de normalitate spre care trebuie să tindem și eu am o mare bucurie pentru faptul că școala a fost gazda acestui proiect. Asta înseamnă că dorința noastră de a nu uita și de a învăța din trecut poate fi îndeplinită prin intermediul generației tinere. Sunt foarte fericit că doi oameni tineri din județul meu au scris despre comunitatea evrească și o să rog să accepte să-mi ofere un autograf pe aceste cărți muncite, aceste cărți la care și-au adus contribuția și arhivele și mărturiile celor care au supraviețuit și mărturiile celor care au putut să aducă plus valoare acestor lucrări. Sunt foarte fericit și pentru faptul că județul meu, județul care m-a trimis să-l reprezint în Parlamentul României, este gazda unor astfel de manifestări. O astfel de manifestare nu se pregătește într-o zi, în două, un astfel de proiect nu se face conjunctural și nu se face foarte repede. Asta înseamnă că există o preocupare, există o tradiție, faptul că intenționați să restaurați și să introduceți în seria monumentelor cimitirele din Panciu, cred că reprezintă o formă supremă de respect pentru trecutul nostru. Același lucru se va întâmpla, după știința mea și după discuțiile pe care am avut cu președintele Consiliului Județean și cu cimitirul din Focșani. Nu în ultimul rând, și nu doresc să vorbesc prea mult, în numele Parlamentului României și al domnului Aurel Weiler, al prietenului meu și al colegului meu, vreau să vă transmit salutul instituției noastre și respectul pe care vi-l purtăm și să vă asigurăm, așa cum am făcut-o și legislația română, cred că dă tot mai multe semne, fie referitoare la regimul proprietăților, fie referitoare la felul în care școala trebuie să contribuie la transmiterea de informații care să ne ajute să evităm greșelile trecutului și să ne clădim împreună un viitor tolerant și bun. Și deci vă spuneam că în numele instituției pe care o reprezint astăzi de aici vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, să-i felicit pe autori și să le mulțumesc încă o dată pentru enormul efort pe care l-au făcut. Să-l salut pe Mircea Rol, care este prietenul nostru, probabil din toate lucrurile de cuvânt astăzi,
vom vedea că Mircea Rând este cel în jurul care se întâmplă multe lucruri legate de comunitatea noastră și nu într-un rând vreau să-l felicit pe excelența sa, pe ambasadorul statului Israel la București, pentru faptul că face un lucru extraordinar și pentru ușurința cu care își face prieteni în rândul nostru, pentru că toată lumea cu care am vorbit despre excelența sa mi-au spus prietenul meu Dan, prietenul meu Ben, prietenul meu. Deci vă și invidiez și vă felicit totodată, domnule ambasador, și vă doresc foarte mult succes. Ne uitam că în urmă cu un secol și jumătate, populația majoritară în Panciu era populația evreiască. Astăzi, din nefericire sau din fericire, pentru că istoria așa este, din fericire, dar nici din nefericire. Din nefericire pentru că această valoare adăugată, care a însemnat cultură foarte multă și sprijin în modernizarea României, prin prisma unei etnii care a avut această calitate din totdeauna de a dezvolta, de a moderniza, prin natura, prin natura și specificul acestei populații, da, care... Și mai târziu, ea și-a găsit locul, și-a găsit țara. Deci, iată, o situație fericită când putem să explicăm de ce o parte din populația unei localități, a unei țări importante, a plecat. Noi am rămas puțin mai săraci. Da? Dacă ne gândim puțin la... Eu sunt un mare iubitor de artă, la Tristan Țara, la Marcel Iancu, la Harry Goodman, la mulți alți, Sasha Pană, mulți alți scriitori și oameni de cultură, pentru că vorbim despre cultură, care au marcat nu numai istoria culturii românești, dar și istoria culturii moderne, europene, universale, ne gândim, iată că am sărăcit din punctul ăsta de vedere. Dar ne bucurăm pentru că știm că în Israel există o populație care, o parte din populația acestui stat, care este a doua după emigrația rusă, dacă știu bine, foarte importantă și care de fiecare dată când te întâlnești cu acei oameni, chiar și la a doua generație, vorbesc cu nostalgie, cu dragoste și cu respect despre ceea ce a însemnat locurile unde au trăit, unde au muncit, unde au fost primiți cu multă toleranță, pentru că tot acest fenomen, n-avem timp acum să-l discutăm, a fost legat și de faptul că România, țara românească, Moldova, românii, noi avem un spirit de toleranță, ei s-au împământenit aici și au trăit și au contribuit la, până la urmă, ceea ce suntem astăzi, pentru că orice susținere culturală, până la urmă îmbogățește, multiculturalitatea este, de fapt, bogăția noastră a societății de astăzi. Sigur, au fost și momente mai puțin clare și e bine că aici școala vorbește despre Holocaust, pentru că e bine să amintim lucrurile acestea sau să le cunoască tânăra generație negre din istoria noastră, din istoria omenirii, fără să privim cu mânie în urmă, dar să privim cu mare atenție către viitor să nu se mai întâmple niciodată astfel de lucruri. Vă felicit încă o dată, sunt bucuros. Totdeauna am știut că aici, în județul nostru, văzând vestigiile, urmele, sinagogile, a existat o prezență excepțională din punct de vedere al acestei importante minorități care a fost cea evreiască. Sunt încântat să văd atâtea persoane din partea comunității evreiești. Domnule prefect, domnilor colegi parlamentari, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimați concitadinei mei și copiii mei, cum sunt ele de aici, pentru că o să spun de ce m-am fost determinat să iau cuvântul. Am primit adineauri două mesaje. La unul dintre primele concursuri, sau ce au fost olimpiade pe Holocaust, concurs național, dar plecat de la toate fazele de jos. Băiatul meu, care acum este student în anul 2 la Universitatea la București, a luat unul dintre premiile naționale pe tema Holocaustului. Și vreau să vă spun că atunci, stând alături de el în anumite momente, era în 2005, dacă nu mă înșel, sau 2006, am citit și eu și am rămas uimit de, și fascinat de suferințele poporului evreu, cu toate că
România, evrei au trăit foarte bine alături de noi și noi alături de evrei. Cu atât mai mult în Panciu cunosc chiar de la tatăl meu, avea relație de prietenie cu evreia sau în anii 50, deci după Marele Exod. Și vreau să ajung că noi nu am uitat niciodată. Este foarte bine că se face acest proiect pentru că nu vor trebui să uite nici generațiile care vin, pentru că a trăit alături de noi. Și acum ca să-l citez iarăși pe colegul meu, Angel Tilver, într-adevăr, uitându-mă la domnul Mircea Rond, mi-aduc aminte dintr-un film în care se petrecea, că acțiunea se petrecea după al doilea război mondial, când lumea venea, evrei veneau din Europa pe ținutul promis, suferința lor și dorința lor de a-și forma acel stat antic, am văzut dezenea dumneavoastră. Iar domnul ambasador, vreau să vă spun că am văzut și bunătatea dumneavoastră. Noi avem o relație foarte bună cu domnul deputat Weiner, care regret că n-a putut să vină astăzi, și scuzat că nu poate să vină pentru că a trebuit să plece în Israel. Deci un apropiat de-al nostru. Felicit pe cei doi tineri colegi ai noștri, Bogdan și cu Mihai, pentru ceea ce au scris. Eu le-am citit deja, domnule senator, pentru că aici sunt pagini din istoria orașului nostru, Panciu. Și închei, vă felicitat pe toți pentru inițiativa pe care ați avut-o, pentru frumosul proiect pe care îl desfășurați. Dar am și o mare rugăminte către dumneavoastră, domnule ambasador, către dumneavoastră, domnilor, colegii noștri și concetățenii noștri din România, că România are nevoie de sprijin, nu numai din vorbe, ci de sprijin efectiv. Așa cum s-a trăit bine și ați fost aici în orașul Panciu și am și eu prieteni evrei, am fost acolo Fiterman, am un prieten Fiterman, e doctor la Iași. Vreau să nu uitați, sau cei care au plecat de aici, să nu uitați și domnule Rom, vă revine o mare obligație, să plecați, pentru ca orașul Panciu, care face ceea ce face astăzi, și cetățenii cu orașul Panciu sunt bucuroși că se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi, are nevoie și de sprijin. Pentru că noi, România, din păcate, traversăm o perioadă grea. Dar noi sperăm că vom trece peste ea. Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea Ionel cel Mare a transmis mesajul președintelui Consiliului Județean Vrancea Marian Oprișan. Dați-mi voie să transmit mesajul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan. Și, în primul rând, să îmi exprim în numele dumnealui regretul că n-a putut fi astăzi alături de noi în orașul Panciu și alături de dumneavoastră, stimate domnule ambasador. De ce dovadă mai bună aveam nevoie pentru a realiza că, dincolo de popoare, dincolo de națiuni, sentimentele umane de prietenie, de respect, de dragoste față de istorie sunt mai puternice. Ce dovadă mai bună putea exista decât această inițiativă a elevilor și profesorilor de la Liceul Teoretic Ion Slavici, care, organizând proiectul Multiculturalitate Română-Evrească, a reușit să aducă la aceeași masă prieteni vechi. Vă mărturisesc că excelența sa, domnul ambasador Ben Elizer, mă leagă amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Domnia sa a fost alături de mine în toamna anului trecut, atunci când vicepreședintele Federației Cluburilor UNESCO mi-a înmânat o distincție pentru activitatea depusă în vederea restaurării mausoleilor din Vrancea. Astăzi, iată că ne aflăm într-un moment în care este adusă în prim plan istoria unei comunități extrem de importante, care a trăit nu doar în orașul Panciu, ci și în alte localități din Vrancea, și mă refer aici la municipiile Focșani, Adjud și Odobești. Am făcut referire la prietenia care mă leagă de excelența sa, tocmai pentru că am dorit să transmit încă de la începutul mesajului meu faptul că Vrancea a fost timp de secole și casa dumneavoastră, iar cultura și tradițiile comunității pe care o reprezentați și-au pus amprenta asupra acestor locuri. Majoritatea dintre conaționalii dumneavoastră au ales să părăsească România în anii 80, dar existența dumneavoastră pe aceste locuri este cât se poate de palpabilă. La Panciu, cutremurul din 1940 a distrus majoritatea clădirilor, dar în orașul Odobești strada Negustorească, cu arhitectura sa specifică, a rămas ca o mărturie a existenței unei comunități foarte puternice în aceste locuri. Iar acolo unde vremea și vremurile au făcut ca astfel de mărturii să dispară, tradiția și cultura comunității dumneavoastră este promovată cu dăruirea, spun eu,
de cei care au ales să trăiască în continuare în locurile în care s-au născut și au crescut. Și iată că, dacă în Panciu, în urmă cu 73 de ani, casele erau distruse de un cataclism natural, astăzi se clădește un pod al prieteniei, iar cărămizile acestuia sunt puse de cele mai sincere făpturi, și anume copiii noștri. Sunt un mare iubitor de istorie și ori de câte ori am avut ocazia, i-am îndemnat pe profesori să fie cât mai aplicați atunci când își susțin orele. Mi-am dorit și sper ca din toamna acestui an, odată cu reabilitarea mausoleilor din Vrancea, acestea să devină laboratoarele de istorie ale învățământului vrâncean. Astăzi la Panciu, proiectul Multiculturalitate Română-Evrească transformă această sală într-un astfel de laborator și îmi doresc ca acest proiect al dumneavoastră să continue și în viitor, pentru că el este o lecție excelentă de istorie locală, aplicată, dar și un bun prilej pentru revederea unor vechi prieteni. Vă mulțumesc, președintele Consiliului Județean. În discursul său, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea a ținut să sublinieze faptul că manifestarea de la Panciu a adus în atenție istoria unei comunități extrem de importante, care a trăit nu numai în orașul Panciu, ci și în alte localități din Vrancea, Focșani, Adjud și Odobești. Permiteți-mi ca numele Guvernului României, numele primului ministru Victor Ponta, să salut acest eveniment. Este o mare plăcere să particip la o acțiune. Sunt lucruri interesante și pentru noi. Nu știam că acest oraș, de care ne leagă foarte multe în istoria sa, are această componentă de multiculturalism și felicit organizatorii. Vă mulțumesc pentru participare și, de asemenea, vă transmit că numele Guvernului, instituțiile statului sunt la dispoziția noastră și sprijină orice acest tip de acțiuni din care se reasă că noi, români, evrei, alte naționalități, am trăit și trăim în continuare în aceste ținuturi și ne mândrim pentru faptul că avem o istorie comună. Domnule ambasador, vă mulțumim pentru prezența noastră, domnilor invitații la fel și, de asemenea, permiteți-mi să vă urez tuturor sănătate multe și toate cele. Despre evreii din Panciu a vorbit și profesorul Luminița Iliescu, coordonatoarea proiectului Multiculturalitate Română-Evrească, care a reamintit că scopul proiectului a fost nu doar reabilitarea cimitirilor evreiești din Panciu, ci și introducerea cimitirului din Dealul Neicu pe lista monumentelor istorice din România. De ce acest proiect? Probabil că vă întrebați. Motivația o să o regăsiți și în proiect, am să o spun și eu. Pentru că evreii au reprezentat în secolul XIX, de la jumătatea secolului XIX, dar și în prima jumătate a secolului XX, o parte importantă din populația acestui oraș. Ei au avut o contribuție însemnată la viața economică și culturală a orașului nostru, iar interesul pentru istoria evreilor, pentru istoria acestui popor, s-a născut atât la noi profesorii cât și la elevi, dovadă participarea la edițiile concursului național Memoria Holocaustului. Scopul acestui proiect este acela de a reabilita cele două cimitire evreiești și mai ales de a înscrie cimitirul din Dealul Neicu în rândul monumentelor istorice. Proiectul a venit ca un imbold la o propunere făcută de către domnul director al Institutului Eli Wiesel, domnul Alexandru Florian, care întârzie o să sosească și dumnealui, și care a promis sprijin pentru obținerea unei linii de creditare externă, ca împreună instituțiile implicate să putem să ne îndeplinim acest obiectiv. Am să vă invit să vedem împreună filmul proiectului. El are în spate o istorie, istoria unei colaborări cu mai multe instituții, comunitatea evreiască, societatea arhiviștilor, școala Lauderreut din București. Sunt imagini care vorbesc și să sperăm că el se va finaliza și, așa cum am prins în proiect, va urma o a treia etapă,
o etapă în care să ne realizăm scopul, și anume înscrierea cimitirului din Dealul Neicului în rândul monumentelor istorice. În cadrul evenimentului au fost prezentate cărțile Evrei din Vrancea în timpul Holocaustului, editura Hasefer, și Congresele sioniste de la Focșani, tot editura Hasefer, semnate de cercetătorul pâncean Bogdan Constantin Dogaru. De asemenea, a fost lansată și broșura Evrei din Panciu, scrisă de Bogdan Constantin Dogaru și profesor Mihai Liviu Adafini. Mă voi referi strict la situația evreilor din Panciu, care, într-adevăr, cum spunea și domnia sa, după cutremurul din noiembrie 1940, care le-a distrus aproape în totalitate prăvăliile și locuințele, au fost evacuați forțat, iar mareșalul Antonescu, printr-un decret lege, dat la 6 august 1942, a declarat Panciu oraș pur creștin pe excluderea oricărui element evreiesc. Cu toate acestea, până în 23 august au fost prezenți evrei în Panciu, dar nu evrei din Panciu. Este vorba despre detașamentul de muncă obligatorie 110, care avea în componență evrei de pe întreg teritoriul României și care a venit în oraș cu aprobarea specială a lui Antonescu în vara anului 1943 și a contribuit la refacerea orașului Panciu, inclusiv la evacuarea de grămezile de moloți. Cartea este un rezultat al cercetărilor pe care l-am întreprins în arhivele naționale, atât la Vrancea, cât și la Galați și la București. Cu această ocazie vreau să mulțumesc colegilor din arhivele naționale pentru sprijinul pe care mi l-au acordat și, nu în ultimul rând, domnului director Petre Obodariu, care m-a susținut tot timpul în realizarea acestor lucrări. Și cred că este o radiografie a situației evreilor din județul Putna, actualul județ Vrancea, în perioada neagră a Holocaustului, în perioada dictaturii antoneștiene. De ce spun că evreii din Panciu au avut o situație dificilă, mult mai dificilă decât ceilalți evrei din județul, din județ? În afară de faptul că au fost evacuați forțat, marea majoritate s-au așezat la Focșani, li s-au confiscat mărfurile, ceea ce nu s-au întâmplat cu ceilalți evrei, presele sioniste de la Focșani. A fost lansată la București în toamna lui 2011 în cadrul Congresului Internațional dedicat celor 130 de ani de la primul congres sionist care a avut loc la Focșani. Vreau să spun că pentru evreii din România, și din România, în special pentru evreii sioniști, Focșaniu a reprezentat un simbol al unirii, ca și pentru români, un simbol al unirii în jurul idealului sionist. De fapt, congresul se desfășoară la Focșani pentru că orașul în sine simboliza unirea celor două provincii românești, începută la 1859, desăvârșită la 1862, iar ca urmare a unificării celor două orașe, practic e un caz interesant și poate unic în istoria evreilor din România, cele două comunități din Focșanii Muntenii și Focșanii Moldovei practic fuzionează. Începe fuziunea în 1862, se termină la 1865. De ce este important primul congres sionist? Deoarece el pune pentru prima dată bazele colonizării agricole a Palestinei în mod organizat și se alege un comitet central care să dirigeze emigrarea în Țara Sfântă. La Focșani a avut loc în primăvara lui 1883 un alt congres sionist în aprilie și acesta tot sub simbolul unirii. Practic atunci societățile de tineri sioniști, Atzilei Bnei Israel, Not Ierusalem și altele, fuzionează, ci se unesc într-un fel cu societățile de seniori, în sensul că aceștia acceptă autoritatea Comitetului Central de la Galați, unele mici modificări în statute, aceea că și evreii necăsătoriți să aibă aceleași drepturi de a emigra și de a face parte din societățile
sioniste sau, mă rog, proto-sioniste. De fapt, sionismul propriu-zis politic debutează cu Congresul de la Basel 16 ani mai târziu. Am satisfacția de a participa și mulțumesc pentru invitația de a participa la această interesantă manifestare și această promovare a unui proiect deosebit de important. În primul rând, despre acest proiect vreau să spun două vorbe. Mi se pare că în momentul actual al evoluției societății românești, al formării acesteia spiritualități în României noi democratice, problema multiculturalismului este o problemă fundamentală a României de astăzi, și nu numai a României, a continentului european. Și cred că exemplul acestor zone, ați vorbit de Vrancea, îmi permit să generalizez, întreaga Moldova, dar și Bucureștiul din care vin eu, sunt din oborul Bucureștiului, sunt expresii istorice ale multiculturalismului. Când nu se știa și nu se făceau colocvii despre multiculturalism, în spațiul românesc exista multiculturalism. Nicolae Iorga, marele istoric, amintește pentru București, de exemplu, la începutul secolului XIX, că se vorbeau 21 de limbi și avea dreptate. La fel și în aceste târguri moldovenești, unde erau, cum s-a spus, în afară de românii și de evrei amintiți, mai trăiau armeni, greci, în Focșani era o mică comunitate bulgărească și alte comunități. Acest multiculturalism este una din expresiile și una din explicațiile prosperității la un moment dat. Aș aminti că pentru Iași, de exemplu, un misionar italian spunea, da, aici este prosperitate din cauza că sunt atâtea popoare. Și aș avea dreptate. Această istorie în comun, sigur că este foarte importantă pentru că generația pe care o educăm azi, tinerii care sunt și ei aici alături de noi, trebuie să învețe și folosesc foarte, mi-a plăcut foarte mult expresia domnului deputat, e vorba de normalitate. Nu e un lucru excepțional, nu e un lucru care trebuie să lăudăm, e un lucru care trebuie să ne obișnuim că e o normalitate, că alături de noi poate să fie cineva care e altfel. E altfel decât noi, ca origine, ca religie, ca orientări, ca o prin concepții politice tot. Această recunoaștere a alterității este una din bazele democrației în lumea de astăzi. De aceea cred că acest lucru este foarte important ca fenomen educativ. E numai, cred că exact o săptămână, participam la o dezbatere privind problematica Holocaustului, a manualelor școlare, o consfătuire la care am fost onorați de prezența domnului ministru Pricopie. Se discuta pe lângă problemele acestea care se fac, legislație, programe școlare și așa mai departe, dar atrăgeam atenția și eu și alți colegi care erau acolo asupra importanței situației la firul ierbii. Adică în diverse localități pe orizontală, Panciu este una din ele, dar avem mii de localități în România, în care tinerii copii trebuie să știe că multiculturalitatea, că lângă el este un om diferit cu același drepturi. Sunt sigur că această dezvoltare pe orizontală a ideii de alteritate va consolida democrația, sperăm că și prin anumite modificări, am participat la o serie de forumuri acum în preajma a elaborării noi Constituții, că prin noua Constituție, printr-o serie de modificări, se va consolida acest respect pentru cel diferit care este lângă tine. Plăcut impresionat de amploarea manifestării, ambasadorul Israelului a spus că se simte onorat pentru că ambele țări, Israelul și România, se bucură de 60 de ani de cooperare fără întrerupere. În acest context, Dan Ben Eliezer a numit România un partener strategic pentru Israel pentru că împart aceleași valori și scopuri. Proiectul inițiat de Pânceni l-a surprins în mod plăcut pentru că oferă tinerei generații, în primul rând, un exemplu de toleranță. I'm pregnant, a message that I would like to read in Romanian, but I feel, because I'm very emotional now, after the words that were said. Aș vrea să citesc un mesaj în român, dar sunt foarte emoționat.
from the words that were said. De cuvintele pe care tocmai le-ați adresat. So I deviate from my original text afterward and I add a few words in English. Și am considerat că trebuie să deviez de la programul inițial și să spun câteva cuvinte în limba engleză. With the current translation of you. Cu traducerea aferentă. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la lansarea cărții Istoria evreilor din Panciu. Ca ambasador al Israelului în România, am avut ocazia în ultimii ani să vizitez țara, să cunosc istoria evreilor români și contribuția lor la dezvoltarea sociale, culturale și economice din România. Comunitatea evreiască din orașul Panciu a avut de asemenea o contribuție serioasă în dezvoltarea vieții sociale locale, ținând cont că la începutul secolului al XX-lea reprezentat aproape jumătate din populație. Spiritul evreiesc este încă viu datorită diferitelor activități întreprinse de comunitățile evreiești și autoritățile române de-a lungul anilor, precum evenimentul de astăzi. Este important să păstrăm în paginile de istorie și să reînviem în conștiința oamenilor memoria unui trecut apropiat. De aceea, consider inițiativa istoricilor Bogdan Dugaro și Mihai Liviu Adafin una demne de apreciat. Le doresc mult succes și sper că mulți vor descoperi comorile ascunse ale istoriei locale în cartea dumneavoastră. And now, before I finish, I end my message, I'd like to say a few words in English. Înainte să termin mesajul, aș vrea să spun câteva cuvinte în engleză. I'm very honored to be an ambassador to Romania. Sunt onorat să fiu ambasador în România. Representing the state of Israel. Reprezentând statul lui Israel. On one hand, from professional point of view, pe de o parte, din punct de vedere profesional, because Romania and Israel enjoy 65 years of excellent relations in all the sectors. Pentru că România și Israelul se bucură de 60 de ani de cooperare. Without interruption. Fără întrerupere. In fact, Romania was the only country in East Europe that didn't sever its relation with the State of Israel in 1967, and we are very appreciative about it. De fapt, România a fost una dintre țările care nu a avut o civilizație, nu a rupt relațiile cu Israelul în 1967. Romania is considered a strategic partner of Israel, and Israel is considered a strategic partner of Romania. România este considerată un partener strategic pentru Israel și invers. We share the same values and goals. Împărtășim aceleași valori și scopuri. And there is one fact which was mentioned here. We have a very big Jewish community, in Israel, originated from Romania. Comunitatea evreiască in Israel, din Israel originated from Romania. Este originală din România. In fact, 400,000 people originated from Romania. 400,000 de oameni originari din România. And second generation, third generation. Second generation, third generation. A doua și a treia generație. So in fact in Israel, as my prime minister said, every Israeli or is originated from Romania or is a friend of Romania. Fiecare israelian
israelian este ori original din România, ori prieten cu România. So myself, I can say that first of all I'm a friend of Romania. Eu însumi pot spune că sunt prieten al României. But also I'm originated from Romania from my mother's side. Dar sunt și de asemenea original din România din partea mamei mele. My mother was born in Iași and left the country in 1944. Mama a fost născută în Iași și a plecat din țară în 1944. My grandmother left Romania in 1949. Bunica mea a plecat din România în 1949. And in fact, I was very emotional to find where my grandfather is buried in the Jewish community in Iași. Și am fost foarte surprins să aflu că bunicul meu este înmormântat în cimitirul evreiesc din Iași. So, the senator said, fericirile, fericire about the Jews who left. Domnul senator a spus fericire sau nefericire despre evreii rămași. Plecați. I think we look at it as a fericire, and this is a win-win situation because we are so friendly countries that are not far away, not far away. So there is a great potential that to upgrade our current excellent relations. We are in fact two countries that are close to each other. Cele două țări care sunt aproape una de cealaltă. And so there is a great potential to upgrade our excellent relations. Este o ocazie deosebită, specială pentru a îmbunătăți această relație, de a dezvolta această relație. Okay. In fact, it is important to strengthen ties between the young generations between the country, the young generation. Este important să vorbim și despre generația tânără din țară. So I want to say that I heard and I was very impressed about the project that is going on here in Panciu. Am auzit și am aflat despre proiectul și am fost foarte impresionat de proiectul dumneavoastră din Panciu. Learning about the contribution of the Jewish community here in Panciu along the history. Am învățat despre contribuția comunității evreiești de-a lungul timpului în Panciu. And learning about the darkest chapter of the Holocaust. Și despre acest capitol al Holocaustului. As Professor Rotman said, I think learning the Holocaust is very important because it gives, from educational point of view. Cum a spus și domnul profesor Rotman, este foarte important din punct de vedere educațional, educativ, să învățăm despre Holocaust. It gives the young generation values important. Și dă, oferă tinerilor generații valori importante. In addition to know the history, also to be tolerant to the neighbor who is different. Pentru a învăța să fie tolerant cu vecinul său care este diferit de el. To be tolerant to minorities. Să fie tolerant cu minoritățile. And to be more sensitive to other tragedies that are going on in our world even today. Și să fie mai sensibil la alte tragedii care din nefericire se întâmplă în lume. But in respect of project and the relations of Israel and Romania, still we have other projects to develop. Încă mai avem alte proiecte să le dezvoltăm pentru dezvoltare. Because I'm representing a country that we are old nation. Pentru că reprezint o țară care o națiune veche. But a young state that was established after the Holocaust and because of the Holocaust. The country Israel was established after the Holocaust. Țara a fost stabilită după Holocaust. And because of the Holocaust, where Jews didn't have where to go. Și din cauza Holocaustului, evreii nu au avut unde să se ducă. And Israel today were a state of 8 million people. În Israel astăzi populația are 8 milioane. We have a strong economy. Avem o economie puternică. Pluralistic society. O societate multiculturalistică. Multicultural society. A meeting point of three religions. Și multe meeting point. Intersectându-se
ajunse la un moment dat niște puncte religioase. Very developed with high tech and science. O tehnologie foarte dezvoltată și știință. And very beautiful country from the landscape point of view. Și din punct de vedere al peisajelor este o țară foarte frumoasă. So what I would say first of all that I hope that many people from Romania and from Panju will come to visit Israel. Și sper că din ceea ce spun voi convinge pe mulți oameni din România și din Panju să vină să viziteze Israelul. To visit the past, the ancient Israel, to visit the holy sites, but also Israel of today. Să viziteze să vadă originea, să viziteze să vadă cultura. And Israel of today. Și Israelul de astăzi. More important also is another project that the young generation here in Panju. Și cei mai important astăzi, tânăra generație din Panju. Will also know about Israel, about our country of today, as I want that Israeli young generation would know more about Romania. Aș fi ca și tânăra generație din Israel să știe mai multe despre România. Nu în ultimul rând, aș dori să profit de această ocazie și să mulțumesc domnului Ion Petre, primarul orașului Panju, pentru invitația la acest eveniment deosebit de important. Ion Petre, primarul orașului Panju, a oferit înaltului oaspete, în semn de respect și prietenie, o plachetă a orașului Panju, însoțită de o diplomă de excelență și cărțile lansate în cadrul manifestării. Aceleași distincții au fost oferite și celorlalți oaspeți prezenți la eveniment. Final, ambasadorul Dan Ben Eliezer a fost invitat să-i premieze împreună cu Ion Petre, primarul orașului Panju, pe elevii participanți la concursul național Memoria Holocaustului din 2006 până în prezent, după care a urmărit programul artistic pregătit de elevii Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din localitate. Israel, beloved,
Vizita ambasadorului Israelului în România s-a încheiat cu un pelerinaj la cimitirul evreiesc din cartierul Dumbrava. Este o mare plăcere pentru mine să vizitez astăzi Panciu. A fost invitat de primarul la un eveniment excepțional și am informat și am auzit informații despre un proiect foarte important și cred că necesar pentru generația tineră, învățat despre contribuția comunităților evreilor din Panciu în cadrul de istorie și la trecut și despre Holocaustului. Și a fost un spectacol cu dansuri, cu muzică israeliană și românească, care m-a plăcut foarte mult. Copiii a fost excepțional și sper că o să vin și atunci la cimitir sunt foarte emoționat și sper că o să vin încă o dată la Panciu și sper că o să fie legătură mai puternică între Panciu și Israel și oamenii o să vizita din două țările, din Panciu la Israel și de la Israel. A fost un eveniment deosebit, organizat la nivelul, în primul rând, inițiator fiind Liceul Alexandru Ioan Cuza, în colaborare cu primăria. Consider că membrii Comității Evreiești, împreună cu excelența sa, ambasadorul statului Israel, cu cei care am avut alături de noi, prefectul județului, președintele Consiliului Județean, deputații, toți ceilalți, profesorii, de fapt toate personalitățile orașului au fost astăzi prezente la acest eveniment. O mare sărbătoare pentru oraș, o mare sărbătoare pentru intelectualitatea orașului Panciu și m-aș bucura să avem evenimente de asemenea ambergură cât mai des în oraș. Pentru că suntem, eu zic, autoritatea locală care sprijinim din tot sufletul și din toată inima asemenea evenimente. Și pot să vă spun? Aș vrea să felicit lansarea cărțile despre istoria evreilor în Panciu, care a fost astăzi și felicit la cum se spune, author, care a autorul cărților. Mulțumesc! Îi mulțumim excelențe sale domnule ambasador pentru că și-a rupt din timpul domniei sale și a reușit să fie prezent la acest eveniment extraordinar la nivelul orașului Panciu și încercăm ca de fiecare dată când avem asemenea evenimente și să putem face față cu brio și să ne înscriem în elita desfășurării asemenea evenimente culturale. În totul, a fost o superbă zi dedicată prieteniei, bunei înțelegeri între două popoare care au trăit alături, au conviețuit în bună pace, au suferit, s-au bucurat împreună în diferite momente ale istoriei. Cu siguranță, bunele intenții rostite la această întâlnire de mare emoție spirituală se vor concretiza în viitor prin contacte mai strânse între păncenii și evreii din Israel, parteneriate, dar și schimburi culturale.